Sunt foarte bucuroasă să am ocazia să-l cunosc personal, chiar dacă online, pe scriitorul Radu Pavel Gheo, pe care sunt convinsă că mulți dintre voi îl cunoașteți și pe care eu astăzi sunt bucuroasă să-l redescopăr în cartea Cutați, apărută la editura 3, carte despre care vreau să vorbim un pic astăzi. Însă înainte să intrăm așa în dialogul propriu-zis, aș vrea să vă spun câteva vorbe despre domnul Radu Pavel Gheo și anume acela că de curând, de fapt nu chiar de curând, poate de 3 ani, este tată de gemeni, tatăl Marinei și al lui Ștefan. Așa, de patru și jumătate la ora asta, da. Trece timpul foarte repede, chiar și în pandemie, sau mai ales în pandemie. Mai ales în pandemie, da, foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut enorm capitolul scris de tine și experiențele tale, dar imediat revin și acolo. Înainte de a începe discuția noastră, conversația noastră, aș vrea să spun ascultătorilor noștri trei vorbe despre tine și anume că ești scriitor, că ai scris multe eseuri pe care apoi le-ai, așa cum povesteam un pic mai devreme, le-ai dat un contur în 3 romane minunate, Noapte bună copii, Faeria o lume îndepărtată și Disco Titanic, așa este? Sau Titanic? Da, Titanic e practic plasat în Croația, deci pronunția ar fi după limba croată sau sârbo-croată. Tu știi limba sârbă? Că știu că tu ai locuit aproape de granița cu Serbia. Da, aproximativ, cam cât să te înțelegi, cât să zicem să merg în piață și să vând, să cumpăr lucruri, să discut cu cineva minimal, să închiriez o cameră sau o căsuță dacă merg pe litoralul croat. Da, cam așa. Dar mă descurc, să zicem. Nu pot citi, nu pot conversa la nivel mai elevat, nu pot purta o discuție intelectuală, niciun caz în croată. Da. Dar, da. Știi cum, da. cum se zicea că să poți să-și vorbești o limbă ca să nu te vândă și să nu te cumpere nimeni. Limbajul ăsta de negoț, că până la urmă limba ține și de negociere de negoț. Foarte multă negociere este în toate aspectele vieții noastre și în relația cu copiii și probabil că având copii de 4 ani jumate, cred că deja ai observat că mult se negociază, nu? Da. Da? Și din păcate, de pe poziții de inferioritate ca părinte, nu știu de ce, dar cam așa e, na. Cam așa e, da, da, exact. Pentru că ei ne ghicesc mai repede slăbiciunile noastre decât le ghicim noi pe ale lor. Da. Da, exact. Și la un moment dat nici nu ne dăm seama dacă slăbiciunile lor sunt că s-au născut ei așa cu ele sau că se împletesc cu ale noastre sau apar din experiențele lor, și cum, dar ei sigur le punctează pe ale noastre imediat. Așa este. Da. Mi-ar plăcea, dacă vrei, să ne spui un pic despre... Uite, tu ești un tată foarte implicat și citind capitolul tău am văzut cum te-ai implicat din prima zi în care ați venit acasă, tu cu Alina, tu cu fetița ta în brațe, Marina, și Alina cu băiețelul tău, băiețelul vostru Ștefan. Spune-ne un pic cum îți simți tu relația ta cu copiii acum, la cam cum arată ea acum? Da, uite, eu sunt genul de ins care nu se gândește foarte mult în viitor, că mi-e și teamă că aș înnebuni dacă aș face-o. Da. Am zis că încerc să judec de la o zi la alta, hai să zicem maximum de la o lună la alta, pentru că nu știu nici cum vor fi ei, nici cum voi fi eu. Ei se schimbă foarte repede acum, da, părinții știu deja, eu descoper acum cei care au copii mai mari știu, dar ei se schimbă foarte repede și trebuie să ne schimbăm și să ne ajustăm și noi la ei. Da. Îi vezi cum descoperă lumea și cum încep să intuiască lucruri și legate de relațiile umane. Acum vorbesc așa un pic prea abstract, că în realitate lucrurile sunt mai simple și mai complicate în același timp. Da. Păi, deocamdată cel puțin sentimentul dominant e acela de iubire, de dragoste, așa, și rămâne cel care au remarcat și alții că apare în carte, nu numai la mine, cam la toți autorii, sentimentul de teamă. Teamă că nu știi ce să faci, că nu faci bine, că s-ar putea să greșești și că greșelile tale o să aibă consecințe pe viitor.
Da, asta, probabil că asta e iubire, teamă și un fel de stare de alertă permanentă, pe care iarăși, ca părinte, am impresia că oricum o ai. Da. Da. Fie când sunt lângă tine, că ce ar trebui să faci? Când nu sunt lângă tine, că ce se întâmplă cu ei dacă nu sunt lângă tine? Unde sunt? Ce fac? Da. Deci, e așa, un fel de... Mie nu mi-a plăcut niciodată multitasking-ul. De obicei, când mă concentrez pe o sarcină, cam închid urechile spre exterior. E, de data asta, de nevoie, am senzația că sunt permanent, indiferent ce fac, că urechile mele sunt ca la un cățel, alertate la orice zgomot suspect din exterior. Cam, da, cam așa este, concret. Da, uite, voiam să îți mai spun înainte că am citit chiar de curând, bine, ultimul studiu legat de implicarea taților, l-am citit de curând, și spune așa că acei tați care se implică în copilăria timpurie a copiilor lor, da, deci în perioada 0-3 ani, copiii aceia, pe lângă faptul că se dezvoltă mult mai bine cognitiv, au un sentiment de ancorare în realitate, o senzație de ancorare în realitate mult mai puternică. Sunt mai inteligenți și mai sociabili. Acum, eu nu vreau să spun despre poveștile clienților mei din terapie, despre implicarea sau neimplicarea tatălui, dar acolo am văzut că la toți clienții mei care au tații implicați, care au avut tații implicați, acele femei și acei bărbați au un alt fel de zâmbet pe față, au o bucurie a vieții, adică, domnule, se vede acolo când tatăl este implicat, se vede peste 30 de ani, se vede peste 50 de ani, în zâmbet se vede și în lumina Acum, ochiului. da, acum mă întreb dacă chiar peste 50, adică ca studiile nu cred că s-au putut face încă până la 50 de ani, la noi cel puțin. Nu. Acum 50 de ani la noi mă gândesc că totuși exista modelul tradițional. De fapt asta voiam să zic, că cumva, nu că n-aș fi vrut să fiu alături de copii, evident că na, i-am dorit atâta, dar problema e că noi nu mai funcționăm acum după modelul tradițional, adică nu mai avem, cel puțin în cazul nostru, dar am văzut în carte că și în cazul multora dintre autori, nu mai există acea familie cu 3-4 generații în care atunci când părinții nu pot să facă față sau chiar nu sunt de față, sarcina lor să fie preluată de bunici. Da. Că imaginea bunicului, de exemplu, literatura română este una clasică și în cazul generației noastre încep să nu mai apară bunicii sau imaginea lor să se estompeze, pentru că nu sunt. Da, cazul Nu. nostru este a doi părinți care cresc copiii în casă Singur. fără altcineva. Da. Da. Și, at și atunci, Așa, așa deja... ajunge în capitolul tău. Da, și atunci probabil că nevoia de implicare vine și dintr-o necesitate pragmatic, poate un cuvânt prea dur. Că na, nu e vorba Da, de numai că. pragmatism, e o necesitate pur și Da. simplu, umană, da. Da, există această. Într-adevăr, așa este. A dispărut tribul din spatele unei familii, a Da. dispărut satul, familia extinsă, așa este. Și e necesar ca tata să se implice mai mult, adică nu există alternativă, dar cu toate astea există, pentru că majoritatea tăticilor nu se implică. Se implică foarte puțin. Asta este realitatea, din păcate, la noi în țară. Sigur, în țările nordice, tații sunt mult mai implicați pentru că și au încep să lucreze part-time, îi susține cumva și Da. sistemul social, dar realitatea este că în România tații sunt destul de puțin implicați, din păcate, și mă bucur pentru că tu și ceilalți scriitori care ați contribuit la această carte, la cartea cu tații, ați povestit despre cum vedeți voi relația cu copiii, familia și la cât de multe lucruri renunțați. Și cumva sper să fie nu știu, sper să fie un model pentru ceilalți tătici care vor să o facă, dar nu știu exact cum. Și acum aș mai avea două întrebări aș mai avea pentru tine. Am văzut că scrii, ca și ceilalți coautori, despre teama de a greși. Și te-aș întreba nu care este teama cea mai mare, ci cum te ierți? Adică cum faci? Ce proces interior? Ce spui tu? Ok, am greșit, nu știu, să zicem am țipat, m-am uitat urât,
Am dat cu piciorul în ușă, cum spui, și eu ca mamă fac toate lucrurile astea și mai rele de atâta. Cum te ierți? Cum faci cu tine să poți să, da, să te ierți? Păi, în primul rând ne iertăm între noi, să spunem. Adică dacă simt eu că am exagerat, le spun și lor. Uite, Marina, uite, Ștefan, dragilor, drago, dragule, am greșit, am exagerat, m-a supărat pentru că încerc să le explic, nu foarte complicat acum, evident, dar încerc să le explic și în același timp le arăt că îmi pare rău de momentul respectiv, cumva fără să-mi pierd autoritatea, care oricum e foarte mare, pentru că eu n-am fost niciodată un tip, ține și de firea umană, eu n-am fost autoritar în general. N-aș fi putut, de exemplu, să fiu șef în orice organizație, pentru că nu am calitățile necesare. Dar ei par să înțeleagă și așa mi se pare mie acum, și copiii sunt versatili. Dar, da. Deocamdată nu, momentele astea care nu sunt foarte dese, de altfel nu par să fi lăsat urme. Da. Cumva încercăm să regula de bază pe care a trasat-o Alina așa clar, le-a explicat-o lor clar, că încă de când au început să înțeleagă, a fost că orice s-ar întâmpla, noi vă iubim și vă ajutăm, chiar dacă ne-am supărat pe voi, chiar dacă s-a întâmplat ceva, ați făcut ceva foarte rău, v-am certat, noi vă iubim în continuare, să vă iubim toată viața, indiferent ce s-ar întâmpla. Și ideea asta repetată, pare, sper, bănuiesc că le intră în minte. Cam na, asta, da. Să zicem, asta ar fi o variantă. Știu, în rest, cum să zic, mergem cu valul. Nu poți să... trebuie să ne adaptăm, pentru că nu putem să ne dăm seama nici noi în ce situații ne pun ei și nici în ce situații punem noi pe ei, mai ales în momentele astea destul de ciudate. Alina a remarcat acum că în ultimele luni ea a crescut nevoia de socializare la niște cote foarte mari, că e vârsta la care noi ne jucam într-adevăr pe stradă cu alți copii, chiar ne supravegheați, alergam, colindam, eu am crescut la țară, pe dealuri. Dar ei sunt închiși în casă, din fericire, și avem și o mică curte aici, dar nu e suficient și nici noi doi nu le suntem suficienți. Exact. Se simte și în felul în care reacționează ei, asta e. Da. Da, scuze că am deviat, dar cumva ține de felul în care trebuie să ne adaptăm și noi la ei și la realitatea de azi. La realitatea de azi, exact. Da. Și la cât de aproape, nu știu, este în contradicție cu nevoia noastră umană de a fi înconjurați de foarte mulți oameni care ne susțin. Deci de aia vremurile astea pe care le trăim noi părinții acum sunt foarte complicate, pentru că în mod normal n-ar trebui să facem munca asta singuri. N-ar trebui, că nu suntem construiți pentru asta genetic. Da, păi uite, chiar voiam să te întreb înainte de a mă întreba tu, cum te descurci? Cum? Greu. Mă descurc, da, mă descurc greu. Sunt mamă singură. O amă, dar nu, n-aș putea să zic că sunt singură în creșterea copiilor. În creșterea copiilor, să zic acum mai mult, da, pentru că ei au crescut mari. Deci am doi copii adolescenți și unul preadolescent. Am 14, 12 și 10 ani. Și îmi e un pic mai ușor, îmi este mult mai ușor, adică n-aș vrea să fi trecut prin perioada asta eu cu trei copii mici. Nu-mi imaginez, deci nu, pur și simplu nu-mi imaginez. O am pe bona mea care mă ajută foarte mult și sunt și ei mari și mai înțeleg și nu mai au nevoie fizică atât de mare. Deci nu mai sunt ca cei mici care vor să stea numai lângă tine. Din potrivă, pot să stea o zi, două fără mine. E mai simplu, da, deci mă descurc cât de cât bine, dar greu în același timp, pentru că în capul meu e ca și la copilul mic. Dar oare ce avea nevoie? Ok, stă în camera, ia să mă duc să văd, dar vrea ceva, zice că nu vrea. Ia să stau, dar stai, dacă zice că nu vrea și de fapt are nevoie, dar nu știe că are nevoie, știi? Deci și la mine sunt bărzăuni, da, în cap. Multitasking, da. Da, multitasking, exact, da. Voiam să te întreb, ce simți tu că ai pierdut? Pentru că noi nu vorbim așa de mult despre asta ca părinți, pentru că vrem să fim părinți buni, dar scriitorul, omul Radu Pavel Gheu a pierdut ceva.
petrecând atât de mult timp cu copiii, și apoi te-aș întreba și ce ai câștigat. Deci ce ai pierdut? Cum gestionezi tu pierderea în tine și ce ai câștigat? Și ce speranțe ai? Am pierdut timpul pe care îl alocam scrisului. Da. Adică 90% din el, să spunem. Pentru că, uite, chiar textul ăsta, pe care na, nu e foarte lung din cartea cu Tațcă, e un textuleț și e și autobiografic, n-a cerut cine știe ce documentare. Textul ăsta, în mod normal, aș fi scris în 2-3 zile. Cred că mi-a luat vreo 2 săptămâni sau chiar mai mult. După ce am stat și am gândit în minte, fără să pun nimic pe hârtie, ceva. Da. Pe de altă parte, nu l-aș fi putut scrie în 3 zile, pentru că dacă nu erau ei, nu l-aș fi scris niciodată, evident. Asta exact, e paradoxul. Da. Nu cred că regret așa de tare pierderea asta. Odată pragmatic, pentru că, să zicem, nu am acum n-am avut un proiect literar major pe care să-l fi început și să mi-l fi întrerupt copiii. De fapt, așa un detaliu într-un fel amuzant, dar romanul Disco Titanic l-am terminat la vreo săptămână înainte să naște ei. Wow. Mă rog, după aceea a mai fost redactare, revizuire, asta e altceva, dar l-am terminat și m-am și străduit să-l termin înainte de a se naște ei, că știam că după aceea nu o să se mai întâmple asta. Nu o să-l mai termin. Pierderile astea sunt compensate cu asupra de măsură, aș zice, de câștigurile sunt pe plan uman. Da. Sunt. Frumos ai spus asta. M-am schimbat foarte tare în perioada asta cu ei. Cumva nu că mă adaptez eu la ei, mă schimb și față de lume, crescând împreună cu ei și judecând lucrurile din perspectiva asta a părintelui. Da. E abstract că nu pot să spun concret ce fac, dar știu că fac o mulțime de lucruri. Nu că aș fi mai responsabil, că responsabil cumva m-am străduit să fiu și înainte, din motive personale, dar e altceva. Există un farmec al vieții pe care îl vezi mult mai clar alături de copii. Da. Vezi cum se dezvoltă. Pentru mine e fascinant, de exemplu, și ca filolog, cum se dezvoltă vorbirea în conexiune cu gândirea. Mi-a plăcut foarte mult ce ai scris în cap. Așa, te rog. Acum ești, într-un fel, și mai interesant, dar nu mai țin eu pasul. Și mai e ceva foarte important, retrăim cumva, alături de ei, retrăim ceva din copilăria noastră. Așa sunt flash-uri de memorie. Îi văd fascinația lor în anumite momente, în anumite jocuri și mi-o reamintesc pe a mea și respectivele momente, chiar foarte scurte, îți dau un fel de injecție de, injecție de fericire, da. Pe care altfel nu știu dacă puteai să mai obții. E ceva ce nu se poate aminti sau rememora pur și simplu, se rememorează exact în prezența lor. Și cumva cu ajutorul, nu cumva, cu ajutorul lor, da. Da, așa este. Și din punct de vedere psihologic se spune că odată ce avem copii, pe lângă, nu știu, anul 40-50 pe care îl trăim acum, retrăim la nivel subconștient și anul pe care l-au copiii noștri. Deci probabil că tu în acest moment retrăiești vârsta ta de 4 ani jumate, iar eu 14, 12, 10, în același timp. Adolescența e o vârstă periculoasă, știi? Ba, da. Sau problematică, nu periculoasă, problematică. E problematică, da. Conversația noastră, din păcate, cea de acum se apropie de sfârșit. Sper să am ocazia să te revăd în alte situații și să mai avem discuții, pentru că e realmente tare plăcut să stau de vorbă cu tine. Aș încheia cu ceea ce a spus fetița ta și mi-am notat și mi s-a părut așa duios.
Cum stăteați voi în pat și ea va enumera pe toți și a zis mama, tata, nanu, bebe, toți. Adică că sunteți toți împreună. Am zis Da. bine, așa a spus. Da, așa a spus și atunci am avut și eu senzația. Bine, trăiam, dar mi-am dat seama că și eu conștientizează. Senzația asta de spațiu protejat care ne include pe toți. Exact. Da, E minunat. Da, minunat. Și protecția este cel mai bun lucru pe care putem să-l oferim copiilor. Că este, protecția face parte din iubire. Da, și minunat e că și noi am simțit același lucru. Deci ceea ce simțeai în momentul respectiv am conștientizat și am simțit și noi. Că în Da. mod normal nu prea ai timp pentru că te gândești ce treburi mai ai de făcut. Da. Dar să știi că și mie mi-ar face plăcere să mai avem ocazia, chiar dacă se poate față în față, cândva, cine Ar fi știe ce se... minunat. Da. Dar Da, mulțumesc ar mult, fi minunat. oricum. Și eu îți mulțumesc, mă bucur mult că te-am cunoscut și că am avut ocazia să-ți iau acest interviu și eu abia aștept să te citesc și mai în profunzime. Mulțumesc! Și eu mulțumesc. Zi faină! Zi faină!